Pentru început vom pune apa minerală, 300 de ml, așa cum am spus. Și acum vom adăuga uleiul. Acum o să punem esența. Acum vom pune și zahărul. Zahărul vanilat. Și apoi praful de copt. Acum amestecăm până când se topește tot zahărul. După ce am topit zahărul, vom adăuga și niște sare. Iar acum făina. După ce am incorporat foarte bine făina, vom pune și coaja de la portocală. Poziția este gata, iar acum vom pune miezul sfărâmat. Vom pune aluatul în tăvi, dar nu pe tot, pentru că o parte din el îl vom amesteca cu cacao. Acum am pus cacao în restul de aluat și îl vom amesteca. Iar acum vom pune și dulceața de vișine. După cum observați, am pus și compoziția de cacao. Iar acum vom da puțin cu furculița pentru a se amesteca. Iar acum îl vom pune la cuptor la 170 de grade timp de 30 de minute. Dragii mei, așa arată checul nostru. După cum observați, este foarte crescut și pufos. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share, să vă abonați. Pe data viitoare, dragii mei, pa, pa!